seara. Am avut ocazia să fim și noi invitați ca să împărtășim cu voi aceste minunate clipe care le trăiți acum, momente unice din viața voastră, dragi absolvenți. Trăiți, sunteți plini, încărcați cu emoții și trăiri profunde, pentru că acest timp, voi știți că nu se va mai repeta niciodată. A solicitat venirea noastră părinții voștri. Părinții voștri sunt foarte emoționați și să știți că trăiesc împreună cu voi bucuria împlinirilor. Sunt foarte bucuroși și mândri că vă văd astăzi atât de frumoși și așa de luminați la chip. Și, bineînțeles, cu cunoștințe, pentru că tot ce a fost mai bun voi ați luat din acest gimnaziu. Trăiesc emoții profunde și acei părinți care se află acum peste hotare și nu văd ai lor copii. Să știți că ei cu toții vă cuprind și vă urează un drum bun în viață și sunt mândri de voi. Vă urează să aveți curaj, să credeți în propriile forțe, să tindeți spre culmea perfecțiunii, să fiți cei care vă doriți voi cu adevărat în viață. Părinții voștri vă roagă să luați de acasă cei 7 ani care ei v-au dat. Să luați tot ce ați învățat mai bun în acest gimnaziu, ce v-au dat cadrele didactice din această instituție și să plecați în lumea mare ca să fiți oameni de valoare. Și părinții voștri, astăzi, se închină și mulțumesc profesorilor care v-au ajutat și v-au modelat să deveniți personalități. Și mai știm că voi, la fel, vă închinați și sunteți foarte mulțumiți și recunoscători profesorilor, în special doamnei diriginte, Svetlana Dudca, care a fost cei mai mulți ani alături de voi și v-a îndrumat pas cu pas în lumea cunoștințelor. Știm că aveți flori pentru ea. Această floare este din partea absolvenților, pentru care ei ne-au spus că îi iubiți ca pe a dumneavoastră copii, sunt cei mai scumpi. Și niciodată nu se va uita primii pași când ați pășit în această instituție. Cine v-a îndrumat? Este prima voastră învățătoare. Victoria Melnic și Alina Gordei, pentru care la fel aveți astăzi flori și vă închinați în fața lor. Recunoștința e firească și omenească. Un simplu mulțumesc, rostit sincer și din tot sufletul, este pentru dumneavoastră, doamna Valentina, managerul gimnaziului Emil Oteanu din Clocușna. Cu siguranță, această floare pe care o primiți acum din partea absolvenților este încărcată cu toată stima, mulțumirea și recunoștința pentru absolut tot ceea ce faceți pentru dezvoltarea tinerei generații. Și situația din ziua de astăzi a întărit convingerea părinților că fără implicarea actorilor sociali, educația nu poate să se dezvolte. Domnule primar, un buchet de flori este pentru dumneavoastră, cu toată stima, din partea părinților și din partea promoției anului 2018, în semn de stima și apreciere pentru tot absolut ce faceți pentru această instituție, pentru receptivitatea și susținerea permanentă. Mereu le-ați fost alături. Și cele mai sincere cuvinte de mulțumire și se închină în fața tuturor pedagogilor, promoția anului 2018. Flori. Florile recunoștinței sunt pentru toate cadrele didactice din gimnaziul Emil Oteanu din Clocușna. În primul rând vreau încă o dată să le mulțumesc părinților când de curs de 9 ani au fost în permanent alături de gimnaziul nostru,
au dus mult suport pentru gimnaziu și ne-am bucurat în permanență de educația copiilor dumnealor. Eu vreau să le mulțumesc încă o dată absolvenților 2018 pentru anii petrecuți împreună, pentru bucuriile care le-am petrecut împreună și fie ca bunul Dumnezeu și înger păzitor să vă dăinuiască în calea dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Doamna Svetlana, ne spuneți dumneavoastră ce emoții trăiți acum la acest moment al despărțirii? Vreau să spun că sunt destul de emoționată deoarece sentimente de bucurie și tristețe, deoarece în această seară ne despărțim de acei copii care i-am supravegheat 9 ani de zile, de care am avut grijă și pentru care am găsit cuvintele potrivite pentru fiecare. Am găsit pentru fiecare cheița pentru a le deschide sufletul, ca mai apoi să devină mai înțelepți, mai omenoși și mai inteligenți. Dacă vorbesc și mă adresez părinților, vreau să zic încă o dată că părinții sunt cele mai apropiate persoane, cele mai apropiate ființe de sufletul vostru și cu părere de rău, dacă în această seară careva din părinții voștri n-au putut să vină la serata noastră, ei totuși sunt cu gândul, cu sufletul și cu inima aici, cu noi, cu voi alături. Vă doresc drum bun în viață și îngerașul păzitor să fie mereu alături de voi. Un mesaj de îndrumare pentru promoția anului 2018 din partea domnului primar. Felicitări, succes! Dumneavoastră sunteți cei care făuriți ziua de mâine. Dumneavoastră sunteți viitorul Moldovei și să știți, Clocușna se mândrește cu copiii săi și cu dumneavoastră tot. Un drum bun în viață vă urăm și noi. Succese mari în continuare și să bucurați părinții și profesorii să fie mândri de voi și peste ani. Un drum bun în viață. Școala mea a doua casă, profesorii mei iubiți, suntem azi cu toți la școală, vă urăm în fericiți. Școala mea cu meri în floare, ce-n părle tot prindeam, prima mea învățătoare, ce cu drag o ascultam. De aici am pornit în lume, toate au început. Azi din nou școala ne adună, școala ce iubim noi mult, să ne împletim cosițe cu fundițe albe în păr, să fim toți ca altă dată, curați ca florile de măr. Școala mea a doua casă, profesorii mei